spun că și anul acesta deschiderea sezonului estival a fost un succes. Am avut foarte mulți turiști, acesta este un lucru îmbucurător. Nu vă ascund că, la fel ca în fiecare an, am fost în vamă. Cred că a fost un număr record de turiști, de petrecăreți, s-a distrat lumea până dimineață. Cred că este un bun start pentru sezonul estival și cu siguranță anul acesta o să avem din nou un număr record de turiști la malul Mării. Vreau să vă spun că și anul acesta vouchere de vacanță o să fie acordate, deci așteptăm, fără doar și poate, ca un număr de bugetari care beneficiază de aceste vouchere de vacanță să aleagă litoralul. I-am alături de mine pe reprezentanții FPTR-ului. Am avut, bineînțeles, și dispută, dar avem o colaborare, spun eu, bună. Am discutat și zilele trecute, nu vă spun lucrul acesta, ce măsuri urmează să mai luăm împreună, astfel încât să stimulăm acest sector turistic, care a devenit, fără doar și poate, o prioritate pentru Guvernul României și a devenit o prioritate pentru România. Ne dorim ca din sectorul turistic să facem principalul motor al economiei române. Domnul ministru are dreptate când a vorbit despre litoral în această perioadă. Sigur că au fost în jur de 40.000 de turiști și aici s-a combinat Paștele cu perioada din 1 mai. Astăzi, iarăși, avem sosiri. Timpul este destul de bun pe litoral. Vama veche, ați văzut și dumneavoastră, este plină. Însă problemele litoralului și a deltei, dacă vreți, pentru că suntem împreună, în mare parte s-au rezolvat în discuțiile cu, atât cu Ministerul Turismului, că probabil asta vă interesează, cât și cu Ministerul de Finanțe. Dacă ne referim pe zona de fiscalitate, stăm bine, suntem mulțumiți, chiar foarte mulțumiți cu ce avem, ce am obținut. Sigur că mai avem câteva probleme în lucru și aici am mai discutat cu domnul ministru, să mai discutăm probabil zilele acestea și aici mă refer la o problemă extrem de importantă, lipsa forței de muncă, în mod deosebit pe litoral și, bineînțeles, costul muncii per persoană. Avem câteva soluții, o să le discutăm, domnule ministru, o să vă facem niște propuneri. Așa cum am găsit înțelegere până acum, indiferent că ne-am certat, că ne-am supărat, e firesc să facem treaba asta, și eu cred că domnul ministru nu e supărat pe mine, fără ceartă, ca și într-o familie, probabil că nu avansăm. Știți foarte bine că relațiile antagoniste duc la dezvoltare, nu? Una peste alta, suntem pe drumul bun. Eu sper să rezolvăm și această problemă care o avem și sper că anul, sezonul estival din 2020, să le prindă așa cum trebuie și cu forța de muncă și cu fiscalitatea pe forța de muncă rezolvată. Aș vrea să completez puțin pe domnul ministru, din câte știu, voucherele de vacanță merg pe 2020 și probabil să sperăm că nu o să ne ajutați în continuare, să avem o speranță că ele vor merge mai departe pe, după 2020, 2021 și așa mai departe. Începând, să zicem, cu 15 mai, să mai vindem 30% din litoral. Stăm bine, chiar foarte bine. La capitolul investiții am mai discutat și de câte ori am întâlnit, de câte ori m-ați vizitat pe mine, nu stăm rău. Se vede de la an la an că litoralul arată altfel și aici poate să ne confirme și domnul ministru prin vizitele care le face. Spunea e domnul Bucovala că multe unități nu deschid, că nu avem forță de muncă. Iar eu am fost personal plecat după forța de muncă în străinătate și vă spun că am ajuns într-o țară unde sunt peste 20 de milioane de șumeri, în Etiopia. Costul este mic, 300-400 de dolari pe lună, oamenii sunt simple. Dacă o gândim, și uman este foarte ok să vină, pentru că putem să găsim soluții pentru au și familia, copii, de ce nu? Și doi, creștem producții. Cerem Ministerului și guvernul, actual guvernul României, să ne ajute încât să eliminăm cât se poate de mult birocrație privind
întocmirea actelor necesare pentru aducerea față de muncă. Deci, domnule ministru, anul trecut la Bursa de Turism, Bursa Litoral, noi am făcut contractele cu tur operatorii începând cu data de 1 mai, 1 iunie, până pe data de 15 septembrie. Știm foarte bine că sezonul se deschide pe 1 mai, se închide pe 30 septembrie. În aceste condiții, contractele au fost încheiate, s-au vândut și ceva locuri în perioada până pe 15 septembrie, poate și depășim această perioadă, ne-am trezit cu o hotărâre de la Ministerul Învățământului că se scurtează vacanța copiilor cu o săptămână. Pentru noi e destul de grav, pentru că avem deja contracte încheiate și o să ne trezim iarăși, nu știu cum o să rezolvăm problema atunci. Rugămintea mea este, dacă se poate să se revină anul acesta și să lăsăm copiii să înceapă școala pe 15, pe 16, cum pică, și noi am fost elevi și știm foarte bine că și cu o săptămână în plus și cu un an minus, tot acolo ajungem. Deci, pentru turism este benefic dacă dumneavoastră ne ajutați să rezolvăm această. Din păcate, anul trecut nu au fost foarte mulți turiști străini, dar am compensat cu turiștii români și iată că, la ora actuală, avem 70% din locurile de pe litoral deja rezervate. Cred că este tot un record, nu? Am mers foarte bine și sistemul de early booking. Am lăsat că din octombrie, noiembrie, vânzare. Am fost și în Mamaia, dar seara întotdeauna mi-o petrec în vama veche de foarte mult timp, așa că sper să nu se supere ceilalți. Am fost pe tot litoralul, în toate stațiunile. Am constatat că sunt foarte multe lucruri bune, din păcate mai sunt și lucruri care lasă de dorit. Niciodată nu am pus accentul pe acest aspect. Vreau doar să vă spun că avem două echipe de control, am avut până acum patru, două echipe care o să rămână permanent pe toată perioada sezonului estival. Bineînțeles că la început o să mergem pe prevenție, am dat foarte multe măsuri, o să verificăm cu strictețe dacă aceste măsuri se respectă, dacă nu, cu siguranță cei care aduc o pată vor fi sancționați. Dar în mare parte sunt mulțumit de ce am găsit. Clar, mesajul nostru este către întreaga populație a României să vină în sezonul estival la mare, mai ales tinerii, distracția aici ține non-stop, spre deosebire de toate celelalte stațiuni, unde majoritatea cluburilor închid la ora 12, aici în Constanța distracția ține până dimineață. Sunt stațiuni și pentru familii, unde sunt hoteluri pentru toate buzunarele, condițiile sunt bune, deci cu siguranță majoritatea românilor o să vină să-și petreacă concediu aici pe litoral. Exact ce spunea domnul ministru, un hotel de 3 stele care arată de 4 sau de 5, și care pe medie, deci vorbim de o medie aici, nu să mă întrebați cât este în weekendul din 20 iulie sau 15 august, da? Medie este undeva la 220 de ron, cazarea, camera cu mic dejun inclus pentru două persoane și atenție și facilități pentru copii. Dacă aceste prețuri vi se par mari, atunci eu și cu domnul Mahomet chiar când veneam pe drum, mi-am zis să-mi dea și mie 10 lei să-mi cumpăr un pachet de țigări, pentru că am investit tot. Surpriză, n-avea nici eu.